Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să avem o comuniune frumoasă cu copiii, da? Cu prietenii noștri, cu părinții noștri, cu frații și cu surorile. Cine se va ruga? Hai. Doamne bun, îți mulțumim că ai stat cu noi la școala de sabat. Te rugăm să înțelegem povestea. Amin. Bravo. Mulțumim mult. Acum puteți merge la părinții voștri în sală. Marc este pregătit? E acolo. Cine a cunoscut? Cine a crezut în ceea ce se ne vestise, cine a cunoscut brațul Domnului, el a crescut înaintea lui ca o traslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă pe verile, să face zara lui, n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuise, părăsite oameni, omul al durere, s-a obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit, cât întorce fața de la el, dar noi nu l-am băgat în seama. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerele noastre le-a luat asupra lui, și noi nu l-am băgat în seama. Dar el era stăpâns pentru păcatele noastre, stropit pentru rădăcinile noastre. Pedeapsa care era pacea a căzut peste el, și pe rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea pe drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă supra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit, s-a suprit, n-a deschis cura deloc, ca un mir pe care îl duci ce mă cerie. Și ca oai mută n-ai ceror, ceotul, n-a deschis cura. El a fost la pena păsare și suricată. Cine de pe vremurile lui a crezut că el fusese sters de pe pământul celor vii să lovesc de moarte pentru păcatele poporului meu. Dar groapa lui a fost pusă între cerei și mormântul lui l-a luat cu cel păcat. Dacă când o să vârșise nici o lăjuire Domnul a găsit cocale să-l străbească prin suferință, dar după aceea îți va viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sfânță de urmas, va trăi multe zile să lucrarea Domnului aproape și în mâinile lui. Va vedea o sămânță de urmaș, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin conștiința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni
păstare după voia lui Dumnezeu și după ce îți va da viața ca jertfă. Va lua asupra lui povara nelegiuirilor pentru că aceea voi pune partea lui la locul cei mari să va împărți prata cu cei puternici. Că pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte, s-a fost pus în numărul care de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Frumos, Domnul să binecuvânteze pe Marc și familia lui și celor care au depus. Se vede acolo, a fost un efort. Da, apreciem. Lui Marc îi place și Isaia, nu doar David și Solomon. Ne bucurăm. Câteva anunțuri. Avem programul obișnuit din timpul care începe vinerea seara pe Zoom, apoi în sabat, cei care pot se mai adună și în timpul săptămânii. Sabatul viitor, primul sabat din mai, va fi un seminar, fratele Vitale va avea un seminar despre timpul sfârșitului. După predică, cei care vor să rămână, să rugați să-și aducă ceva de mâncare, un sandwich poate, ca apoi să urmeze partea a doua cu un seminar despre sfârșit. Evenimentele finale, da, mulțumesc. Un alt anunț, departamentul școala de sabat de copii au un anunț. Sora Viorica este invitată să vină să-l facă. Da, departamentul școala de sabat copii dorește pentru luna iunie un program special, un program în care fiecare familie care are un special copii să vină în față cu ceva pregătit de ei. Fie că este un cântecel, fie că este o scenetă, fie că este o poezie, fie că alegeți un psalm pe care să-l spuneți împreună, pe părți. Și ideea este că puteți să spuneți în limba în care vorbiți în casă. Fie că vorbiți rusa, fie că vorbiți limba română, fie că vorbiți în engleză, da? Aveți libertatea aceasta de a veni cu ceva nou și cu ceva frumos pentru luna iunie. Ne dorim ca fiecare să spună ceva frumos din casa lor. Au fost frați, am mai văzut programe din aceasta care pur și simplu au ales psalmul 20. Tatăl a spus primele patru, mama următoarele patru și așa copilașii. S-au cântat un cântecel în limba română sau în limba engleză. Deci aveți libertatea aceasta. Ideea este să ne înscriem, toți ne putem înscrie pe agenda mea și în felul acesta vom face o listă cu toți care doriți să spuneți ceva frumos pentru luna iunie despre copii și despre familie. Mulțumim! Mulțumim, sora Viorica! Adventures sunt rugați să meargă în camera de sus. Acum invităm pe Sofia.
Sofia și Lucas. Imediat după program vom avea o repetiție de cor, cei care vor să rămână la repetiție de cor, apoi tinerii au program în după masa asta și ei sunt rugați să rămână pentru aceasta. Încă un anunț. Reamintim că în sâmbătul 2 din iunie, pe 8 iunie, va avea loc în Londra întâlnirea cu diaspora românească din Uniunea Britanică. Suntem 10 biserici românești în Uniunea Britanică. E prima dată când se întâmplă un asemenea eveniment. Pe 8 iunie, deci peste o lună și jumătate aproximativ, da? O să revenim cu detalii legate exact de loc. Este undeva în zona Wembley, din Londra, închiriată deja o sală. Va fi invitat fratele Marius Andrei și pentru tineri este program special, în special partea a doua a zilei este dedicată tinerilor. Eu zic că este frumos, e prima dată când avem șansa să ne întâlnim cu alți frați de limba română. Eu știu că noi ne mișcăm greu, dar pe vremuri, cei care am prins vremurile, da, noi ne mișcam, ne duceam la festivaluri din biserică în biserică, nu stăteam acolo. Ceva s-a întâmplat cu noi de am ruginit, da? Am ruginit puțin și ne mișcăm foarte greu. Vă încurajez să mergem și să ne întâlnim cu frații. Va fi cu siguranță ceva frumos. Un alt anunț. În sâmbătul din 4 mai, peste o lună, va fi o întâlnire cu instructorii școlii de sâmbăt copii. Va veni cineva de la Cernica, din România, de la institut, special ca să facă instruire cu toți instructorii de la școala de sâmbăt copii, juniori și tineret. Da? Mergem pe ceea ce noi am mai discutat într-un cer mai restrâns. Să vedem în ce măsură vom putea beneficia și ca biserică, da? În cadrul programului, pentru că instruirea va fi în timpul sericilor divine. Dar vom reveni cu detalii. Deci, la sfârșitul lunii mai. Mulțumim Domnului, o bucurie la finalul anunțelor, că la sfârșitul lui mai, sâmbătul 4 din mai. O bucurie, s-a făcut un proiect, aceasta s-a cunoscut mai mult la nivel de comitet, un proiect de abordare a unor, accesarea unor finanțe de la Guvernul României. S-a depus proiectul de către noi, Biserica Locală, Dublin Romanian, și s-a aprobat, mulțumim celor care s-au implicat, Guvernul României dă pentru diaspora românească sume de bani pentru diverse proiecte. Noi am aplicat pentru copii, pentru școala de sâmbăt copii, pentru diverse tipuri de aparatură și ni s-a aprobat o sumă de 20.400 de euro. Este ceva. Mulțumim Domnului, de asemenea să ne rugăm și pentru proiectul bisericii. Ne gândim ca să accesăm și alte fonduri pentru proiectul bisericii.
Pacea Domnului. Cum credeți că Marc, cel care a recitat din memorie Isaia 53, fără să știe să citească, bănuiesc că nu știe să citească, nu? Cum credeți că a învățat un capitol destul de lung, sunt 12 versete, dar destul de mari fiecare, da? Cum poate cineva învăța din Biblie fără să știe să citească din Biblie? Din memorie, da? Cum ajunge în memoria lui, da? Că n-are contact direct. Când eram mic, aveam 5 ani. La 5 ani nu știam să citesc, adică nu puteam citi decât titlurile mari din ziar, așa, dar nu citeam din Biblie la 5 ani. Și am învățat Psalmul 91, care are 16 versete. Cum credeți? Bunica îmi spunea versetul, repetam după ea, de câte ori să repezi după cineva până îl înveți. Vă dați seama, fiecare verset, fie 16 versete. Îl zicea ea de 10 ori, îl ziceam și eu. Da. E un mare efort, dar este cea mai mare bucurie să vezi un copil de 5 ani că știe pasaje din Biblie. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Matei, la capitolul 22, pentru a încerca să răspundem la o întrebare. Întrebarea este, care este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi? Deci întrebarea este, în dimineața aceasta, care este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi? Matei, capitolul 22. Este parabola pe care o cunoaștem, parabola nunții fiului de împărat, și vom citi doar sfârșitul acesteia. Matei, capitolul 22, de la versetul 10. Știm că au fost invitați mulți oameni și la un moment dat vine cel care a organizat nunta, versetul 10, Matei 22 cu 10, da? Robii au ieșit la răspânti și au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Ce anume stă în calea fericirii noastre, da? Pentru unii dintre noi zic în general, da? Se supără la un moment dat pe Dumnezeu și încearcă să-L pună mai deoparte în ecuația vieților, da? Avem un frate pe care îl cunoaștem, da? Fratele Sebastian. Fata este aici. Într-un context mi-a zis, frate, după ce m-am pocăit, îl știți pe fratele, da? Și m-am angajat paznic undeva la un magazin, zice, am luat la agenții în cap și la înjurături, când n-am luat, când nu eram pocăit. La un moment dat, când viața îți merge destul de rău, stai și te gândești și spui, măi, nu cumva e din cauza faptului că eu am luat o decizie și poate că e greșită în viață, da? Eram în primul district și frații, în general, se ocupau de vânzarea cu amănuntul, să spunem așa, vindeau în târguri și piețe. Și un frate vindea șosete. De ani de zile avea taraba lui în fiecare târg pe unde mergea, în jurul orașului Buzău. Și spune, zice, frate, m-am dus într-o duminică dimineață, zici și tu. Și parcă de când m-am pocăit, lucrurile merg din ce în ce mai rău. Când m-am dus duminică dimineață, ce credeți? Taraba mea, unde acolo stau eu și vând de ani de zile, era ocupată. Și când m-am dus să abordez pe cel care mi-a ocupase taraba, a zis, să supără fratele. Au zis că s-a pocăit, că s-a botezat. Și zice, tu n-ai voie să vorbești urât, că tu ești pocăit. Zice, n-am putut să fac nimic, n-am putut să-mi iau taraba înapoi, pentru că omul respectiv a apăsat pedala aceasta, butonul acesta. Nu i s-a întâmplat doar lui, s-a întâmplat mai multora din biserică, același lucru. 2-3 dintre ei au cedat. Îi întreb, măi, dar tu nu ai venit pe la biserică? Zice, frate, nu, că de când am venit, nu merge prost. Și
Interesant, de când au renunțat la biserică, afacerile, cel puțin a 2-3 dintre ei, au început să prospere. Nu știu ce s-a mai întâmplat în timp, dar e posibil la un moment dat ca noi să considerăm că în calea fericirii noastre stă cineva supărați, că s-a întâmplat ceva undeva în trecut. Alții putem considera că anumite persoane ne fac nefericiți, stau în calea fericirii noastre și le scoatem din ecuație, din peisaj. Le dăm unfriend pe Facebook sau pe ce se mai poate, punem la index, evităm, trecem pe partea cealaltă, ieșim mai devreme să nu mai dăm mâna. Sunt fel de fel de tipuri, să spunem așa. Însă revin cu întrebarea, pentru că mi se pare una esențială, am tot stat și m-am gândit, ce este la originea multor lucruri pe care noi le avem în viața noastră și ne produc nefericire, care este rădăcina aceasta, da? Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi este să ne dăm seama tocmai de lucruri care stă în calea fericirii noastre. Și aici aș vrea să mă folosesc de o ilustrație, de fapt de o viziune pe care, cea pe care o considerăm profetul bisericii și nu ne cerem iertare, că noi credem în Ellen White. Ce să facem? Știți, noi ne scuzăm fața celorlalți, poate, din alte biserici, știți, noi avem pe cineva, e profet al nostru. Nu, o spunem deschis, cu bucurie și cu oarecare mândrie, între ghilimele, faptului că Dumnezeu ni s-a descoperit. Ellen White are o viziune a scenei judecății, care este descrisă, mulți dintre dumneavoastră cred că ați citit-o, da? În cartea Schițe din viața mea, pagina 241-242. Și ea spune așa, am văzut o mulțime, zeci de mii de mii, milioane, fără număr, așezați în fața unui tron imens, spune ea. Și am văzut registrele cerului deschizându-se, iar pe ele era scris cu litere de aur, dar ele păreau ca de foc, când erau, străluceau ca focul. Deschizându-se, erau mai multe cărți pe care era scris același lucru, registrul cerului, da? Și acolo erau trecute lucrurile bune și frumoase pe care le-au făcut oamenii care pretindeau că au fost vreodată de partea lui Dumnezeu. Dar spune că la un moment dat s-a deschis și o altă carte, un alt registru, în care erau trecute păcatele. Și aici este lucrul care pe mine m-a uimit. De ce? Pentru că încercam zilele acestea să-mi aduc aminte de viziunea aceasta, când am recitit, mi s-a împrospătat memoria. Spune așa, când s-a deschis cartea aceasta, ea avea un titlu general pe prima pagină, scris mare, titlul general, era egoism, scris cu litere mari. Cu alte cuvinte, la rădăcina tuturor lucrurilor pe care le face rău, stă ceva. Asta e rădăcina aceea amară, da? Nu știu de ce îmi rămăsese mie în minte că sunt două, că ar fi egoismul și mândria, dar nu apare așa în viziunea aceasta, da? Titlul general, egoism. Și subtitlul acesta, imaginați-vă ca un fel de Excel, cu coloane și cap de coloană. Coloana 1, 2, 3, 4, cap de coloană, sub titlul general, egoism, cap de coloană era așa. Lăcomie, sub lăcomie, trecute cu liniuță, niște lucruri. Falsitate, hoție, jaf, fraudă. Aici nu știu dacă este nevoie să intrăm în detalii. Când spune jaf, când spune hoție, se poate referi la ce anume? Bani pe care trebuie să-i dai și nu-i dai, ori unui om, ori statului. Și aici vreau să fac o paranteză. Noi, ca și creștini, ar fi o mare rușine ca eu, ca pastor, să vin în vizită la pușcărie că un frate de-al nostru a fost dus acolo pe motive de fraudă financiară. Înțelegi ce vreau să spun? Nu s-a ajuns așa, eu nu cunosc un astfel de caz. Dar dacă, la un moment dat, cineva ar spune, măi, și Biblia voastră zice, da, cezarul ce este al cezarului Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Faceți lucrul acesta. Dacă nu se ia în calcul acum aici anumite lucruri, în cărțile din cerul se ia în calcul lucrul acesta. Lăcomie, da, aici intră falsitate și mai. A doua cap de coloană este ambiția. La ambiție este trecut așa de desubt, mândrie, extravaganță. Un alt cap de coloană este gelozia. Sub gelozie, cu liniuță, răutate, invidie, ură. Răutate, invidie, ură. Și ultima coloană care este amintită, cap de coloană, necumpătarea. La necumpătare sunt trecute câteva, bine, probabil sunt mai multe, da? Dar ca exemplu,
la necumpătare, lascivitate, adulter, pasiuni josnice. Că spune lascivitate, care este lucrul care ne vine în minte, da? Pot fi acele poze care sunt postate pe internet într-un fel care nu e adresat lui Dumnezeu, nici soției sau soțului. Sau... Sunt acele lucruri care poate că se fac într-un cadru mai intim, da? Nu trebuie expuse în felul acela, nici public, fizic, dar nici online, da? Pot fi multe, aici fiecare dintre noi să ne gândim. În fine, spune așa Ellen White, ochii celui de pe tron s-au oprit asupra unui grup micuț la un moment dat, unui grup de persoane. Dintre toți focusul, imaginați-vă, se pune proiectorul, cum este cel al lui Daniel, se pune pe un grup mic de persoane și ochii celui de pe tron se opresc asupra lor. Pac, reflectorul. Părea că pătrunde până în sufletul acelor oameni, Domnul Hristos, el e judecătorul, da? Și în momentul în care se uita fix în ochii lor, le venea în minte tot ceea ce ei făcuseră. Le venea în minte clar, da? Aceste persoane au început să tremure, iar fața le-a devenit palidă. Una din categorii erau numele unora care fuseseră asemenea, spune dânsa, unor legume. Adică au trăit doar pentru ei, insensibil, probabil, la ce se întâmplă în jur, ca niște legume, exact cuvântul acesta e folosit. Când ochii pătrunzători ai judecătorului s-au oprit asupra lor, păcatele neglijenței lor au fost dezvăluite cu claritate. Cu buze tremurânde au recunoscut acești oameni că trădaseră încrederea acordată de Dumnezeu. Beneficiaseră de avertizări, dar nu le ascultaseră și nu și-au schimbat atitudinea. Acum înțelegeau că au abuzat de mila lui Dumnezeu. Și la final spune că există și o altă carte unde subtitlul Credincioșie sunt trecute numele celor care au trăit o viață neegoistă. Și spune, pe cartea aceasta am avut bucuria să văd, zice ea, numele soțului meu. Și m-a plecat să citesc și a citit ce scria despre el. Adică, pe mine m-a impresionat când a recitit ieri, știam scena, dar nu știam, nu mai țin aminte detaliul acesta. Cu alte cuvinte, haideți să vă spun că nu sunt așa nume în general. Uite, era soțul meu trecut acolo. E ca o proiectare în viitor a ceea ce există în prezent. Cam asta vrea dânsa să spună, da? Și spune așa, am văzut înscrise în registrul cerului eforturile serioase ale soțului meu în vederea înființării și dezvoltării instituțiilor noastre. Adică nu așa generalități. În ziua cutare, soțul meu și-a dat sufletul că treaba asta să iasă bine. Scris acolo, bifat, coloana următoare. În ziua cutare, soțul meu a făcut asta și a făcut asta. Și i-a dat mai multe detalii. Care este cea mai mare piedică în calea fericirii noastre? Sunt eu. Cea mai mare piedică în calea fericirii mele sunt eu însumi, cu egoismul meu. Asta este ideea centrală din dimineața aceasta. Ce au în comun? Lăcomia, ambiția, gelozia, necumpătarea, da? Toate au în centru persoana mea. Eu să fiu bine, mie să meargă bine, eu să mă simt bine. Un exemplu, cel egoist își dorește lucruri mai mult decât relații, își dorește lucruri. Lucruri materiale, da? Sau pot fi lucruri spirituale, dar dincolo de sfera aceasta a religiozității, da? Matei 6,33 ce spune? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Da? În Isaia 55 este un pasaj foarte interesant pe care l-am citit săptămâna aceasta, Isaia 55, și are legătură cu ce vorbim. Isaia 55, de la versetul 1. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Și aici vorbește de priorități. Lucruri din acestea materiale au ele o durată, da, și hrănesc sufletul. De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Mi s-a întâmplat ca la un moment dat, când trageți linie după un episod din viața noastră, o perioadă așa, 2-3 ani, am tras tare pentru ceva, să simțiți că sufletul totuși e
Da, e fericit pentru lucrul respectiv, dar parcă a rămas un gol acolo. E, nu e satisfacția aceea de plină în care zici, băi, acum pot să închei socotele că mi-am luat mașină, că am terminat acoperișul la casă. Adică e, la un moment dat, când ne gândim pentru ce ne bucurăm, sunt lucruri bune. Dar rămâne un gol. Nu sunt lucrurile finale pentru care noi, la un moment dat, să spunem, da, a meritat să-mi dau vlaga mea. Luați aminte, versetul 3, și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Eu voi încheia cu voi un legământ veșnic. Și versetul 5, într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga înaintea ta, vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul Israel care te proslăvește. Vor fi unii care la un moment dat vor căuta fața lui Dumnezeu și va fi lucrul care va rămâne. În timp ce facem lucrurile acestea, în timp ce muncim, în timp ce alergăm după lucrurile materiale. Dar ce face omul egoist? Le pune pe primul plan în mod inconștient. Noi în inima noastră spunem, da, noi îl căutăm pe Dumnezeu. Dar dacă tragem linie la sfârșit de săptămână, cât timp am stat cu Dumnezeu, cât timp am trăit neegoist și cât timp ne-am ocupat de nevoile noastre, închipuite sau legitime. Și dacă tragem linie la sfârșit de o singură săptămână, e posibil ca rezultatul să spunem, măi, este egoismul, am trăit pentru mine, am vorbit cu cineva despre Hristos, am apropiat pe cineva mai mult de lucrurile veșnice, am ajutat pe cineva care nu se poate, am făcut un gest neegoist sau, în majoritate, lucrurile au fost îndreptate către mine, către familia mea, către viața mea și așa mai departe. Dacă ne întreabă cineva, și mi-aduc aminte că lucrul acesta l-am spus și la Gorei, la grupa de la Gorei, pe cine ai adus în ultimele 6 luni de zile la Hristos? Poate că este o perioadă destul de scurtă, dar pe câți am adus în toată perioada în care eu sunt în Irlanda, pe cineva la Hristos, spun, măi, este rodul bătăturilor mele de la genunchi, în rugăciune, ani de zile pentru omul acesta, am stat de el, l-am ajutat în diverse nevoi și, slavă Dumnezeu, am bucuria să-L văd aici. Când copilul pleacă, poate, departe, se depărtează de Dumnezeu, nu mai are gust, poate vine aici, dar eu știu ce e în mintea lui, da? Pentru că eu nu am avut timp să stau cu el și am muncit și am muncit și am muncit. Ne aduce vreo alinare, la un moment dat, gândul că am realizat niște lucruri pe plan profesional sau material, dar copiii noștri sunt deconectați de noi, rupți de noi și rupți de Dumnezeu, care este bucuria? Ne uităm la mașina nouă și ne plâng ochii scurgându-se după copilul care nu mai vrea să vină la biserică și se îmbracă doar de gura noastră, poate. Și care este bucuria? Uneori este posibil să pornim în viața noastră cu intenții bune, însă pe drum să ne ia valul, da? Și la un moment dat să nu mai știm să ne oprim, deja să existe un dezechilibru în viața noastră, nu mai avem timp de Dumnezeu, un timp de calitate și un timp pentru alții. Când am făcut, ne-am luat timp să facem ceva pentru, pur și simplu așa, gratuit pentru alții. Când mi-am luat timp să ascult un vecin, asta înseamnă un gest altruist, să stau o bătrână să o ascult care se plânge de problemele ei, înseamnă un act de dragoste, înseamnă un act altruist. Pentru că dacă în timpul acela eu puteam să mai zugrăvesc o cameră și să iau niște bani, am ales să stau să ascult vecina, să vin mai devreme cu o jumătate de oră pentru că vreau să trec pe la ea. Am plecat cu gânduri în viața noastră de credință, poate și în viața aici, în zona aceasta a Europei, cu gânduri bune, e posibil ca la un moment dat ceva să ne fi distras. Un câine, la un moment dat, a simțit o vulpe. Pe miros se duce, intră niște tufișuri și la un moment dat dă peste un miros de iepure. Lasă, uită de vulpe, se duce după iepure, unde simțea mirosul de iepure și la un moment dat îi vine așa în năr un miros de șoricel. Și probabil s-a gândit, mai, poate am mai mari șanse la asta că i-a amintit el, și lasă iepurele, se duce după mirosul de șoricel. Și la un moment dat apare în față un fluturaș, colorat, frumos, fioi, lasă șoricelul, se duce după fluturaș și povestea se termină că n-a prins nimic. A plecat la drum după o vulpe și la un moment dat n-a rămas cu absolut nimic. Pentru că în momentul în care în viață ne propunem ceva, Satana știe ce ne-am propus și spune, vin cu niște oferte. Ce-ți place? Știu, e croită exact pentru Florin. El e slab la asta.
Unul e slab la mașini, unul este slab la bani, altul este slab la scule. Mi-aduc aminte, la un moment dat, Simona Anton spunea să nu mai vii acasă cu vreo sculă. Îmi plăcea acasă să-mi iau din Lidl acele scule, știți dumneavoastră, să mai fac ceva. Îmi inventam, nu, că o să am nevoie când voi lucra la mansardă de nu știu ce. Da. Satana vine cu fel de fel de lucruri. Fiecare are slăbiciunile lui, da? Genți, pantofi, nu știu, fiecare, gândiți-vă dumneavoastră, da? Și ne trezim că am plecat la drum să punem bani deoparte, ne trezim că am plecat hotărâți în anul 2024 să luăm timp mai mult pentru familie și ne trezim că am ajuns în altă direcție. Ce s-a întâmplat? Cineva ne-a furat ochii, ne-a furat o parte din suflet, ne-a furat inima și odată cu inima noastră s-a dus și atenția care noi trebuia să o dăm pentru adevăratele lucruri, lucrurile veșnice. Cel egoist spunea că se gândește, tinde să se gândească mai mult la lucrurile materiale decât la relații și la Dumnezeu. Un alt lucru, cel egoist își dorește să aibă dreptate. E o altă modalitate de a ilustra egoismul pur. Ați avut vreodată vreo discuție cu cineva care are întotdeauna dreptate și îți argumentează că el, că ea, că... Este tot o formă de egoism. Citeam săptămâna aceasta, la un moment dat ai de ales să rămâi cu dreptatea ta sau cu niște prietenii, cu niște relații. Cine vrea să rămână cu dreptatea lui, știți câte familii destrămate cunosc pentru că n-au reușit, da, să ajungă la o înțelegere. Noi suntem oameni care mai facem și greșeli în familie. Dacă vreau să demonstrez că întotdeauna am dreptate, greșesc, da? Tinde acest tip de oameni care își manifestă egoismul în felul acesta, se judece, se disece pe toți, toți sunt greșiți, este îngăduitor cu sine, dar foarte intransigent cu alții, chiar și simte că are fisuri în ceea ce susține, merge înainte, pe principiul care apare, da? Pe principiul, dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Ați auzit principiul acesta? Dacă tot pierdem, simt că nu prea am dreptate, dar măcar să câștig. Adică merg înainte cu tăvălugul. Ce dacă n-am dreptate? Am întâlnit cazuri de genul acesta și vreau să vă spun că sunt traumatizante pentru cei care au de-a face cu astfel de oameni. Am întâlnit femei, surori, care au zis, pun punct acestei căsnicii îndelungate, pentru că m-am săturat să fiu zdrobită efectiv, psihologic, psihic, de soțul care are întotdeauna dreptate. De la banalul drum pierdut cu mașina, că bărbații nu prea cerie informații, da? Nu doresc ca să le spună soția de lângă anumite lucruri. Vezi, trebuia să iei la stânga, la dreapta. De la lucruri minore până la lucruri foarte, foarte complicate. El întotdeauna avea dreptate, întotdeauna avea dreptate. Și la un moment dat i-a zis punct și de la capăt, în altă direcție. Oameni de genul acesta, tipul acesta de egoist, sacrifică pe toți, sacrifică relațiile pentru sine din pur egoism. În Roman, capitolul 2, este un pasaj care mie mi-a atras atenția, pentru că are de-a face cu manifestarea aceasta de egoism, Roman 2 cu versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. E omul care se uită în jur, el niciodată nu greșește, dar alții greșesc. Și acum uitați-vă la versetul 5. Unde e problema acestui tip de om? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, o inimă împietrită. El n-are nevoi speciale, persoana aceasta, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, e vorba de încăpățânare. Egoismul se manifestă prin încăpățânare. Eu am mereu dreptate. Și ultimul gând pe care aș vrea să-l spun. Cel care este egoist se iubește pe sine, nu pe ceilalți și nici pe Dumnezeu. Cam asta este ideea, da? Dacă egoismul este cea mai mare piedică în calea fericirii noastre, egoismul în esență înseamnă iubirea de sine. Levitic 19 cu 17, e ultimul verset pe care vreau să-l citesc, Levitic 19 cu 17 este versetul de la mijlocul Torei. Tora reprezintă cele 5 cărți scrise de Moise. Levitic 19 este chiar la jumătate. 19 cu 17 spune așa.
Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Duhul de ceartă, duhul de neiertare, duhul de ură, are legătură tot cu egoismul. Ce mi-a făcut el mie, persoana mea este, ce mi-a făcut el mie, cum să mă supere? Și eul din mine nu mă lasă ca să zic, las deoparte, întind mâna, îl iau în brațe. Mă, tu ai făcut ce ai făcut, mă, dar eu n-am ce am cu tine, pe tine te iau în brațe. Ce ai făcut e detestabil, nu trebuie să faci lucrul ăsta, dar pe tine te iau în brațe. Pentru că încerc să fac o diferență, cum făcea Domnul Hristos, între faptele unui om și omul în sine, da? E, omul care urăște, omul care nu iartă, este egoist, nu poate trece peste sine. Ce mi-a zis el mie? Cum să poartă așa cu mine? Da, eul este în centru, da? Egoismul activ provoacă supărare, dar egoismul pasiv se supără, da? Sunt egoiști activi, sunt cei care se gândesc la ei, provoacă dureri în jur, în familie sau în cadrul, să zicem, societății, a bisericii. Dar sunt și egoiști pasivi, cei care nu provoacă aceste lucruri, dar se supără de cei care provoacă. Cel care se supără este tot o manifestare a aceleași probleme din subsol, egoismul. Ce mi-a zis el mie? Da? Da? Când eul este pe tron, de ce se întâmplă lucrurile acestea? Când eul este pe tron, noi știm lucrul acesta, apare limbaj de lemn, limbaj cunoscut. Dar acesta este adevărul. Când eul nostru, egoismul, este pe tron, el dictează, ne dictează cum să reacționăm, ce să facem, da? Și satana ce face? Săcâie, da? Bagă bățul prin gard. Știți când e un câine așa, destul și el are problemele lui de personalitate, și bagi un băț prin gard, ce face? Se întărâtă. Noi avem egoismul, ce înseamnă egoismul? Este sinele nostru corupt. Este o altă denumire pentru sarx, firea, da? Ce spune Pavel, firea pământească, este sinele nostru corupt, care își cere drepturile. Și satana ce vine? Vine și ațâță prin gard firea aceasta. Vă dau câteva exemple. Ia uite-te cât e ceasul. Scoală-te și pleacă. Tu de ce mai stai? Zici o voce aici, undeva, care zgândere firescul din mine. Aveam o soră într-o biserică, la fără 5 se ridica, țanțoșă, avea 70 de ani, o femeie de aceea. Își lua geanta și defila prin biserică. Adică, frate, e fără 5. Ce faci? Să nu spui că stai acum și la repetiție de cor. Vine satana, bagă bățul în gard. Tu oricum ești obosit, ești flământ. Și vine satana și ațâță firea asta care e flămândă. Și cum vă să mai stai? Să mai stai și alții, te-ai mai cântat. Doar nu te-ai apucat, mi-am notat câteva exemple, doar nu te-ai apucat să te duci la ICS sabatul ăsta? N-ai fost până acum, ce faci? Începi de acum? Satana bagă bățul în gard și ațâță. Sau altora. Ai fost, ai mai fost la ICS, lasă-i și pe alții. Pentru oricine are un băț care să zgândere. Eul din noi, da? Mâine e duminică, să nu-și faci vreun plan, relaxează-te și tu puțin, meriți. E corect să ne relaxăm duminica, să nu facem nimic pentru Domnul, pentru alții, e corect. Dar toată săptămâna a fost numai pentru tine. Și dacă recunoști treaba asta și Dumnezeu zice, băi, da și mie o oră, două, trei, sâmbata sau duminica, ar fi prea mult? Ce este de făcut? Eul, cum spuneam, este sinele nostru corupt. În Roman, capitolul 7, știți ce spune acolo? Vorbește de moartea bărbatului, până nu-i moare cuiva bărbatul, dar vorbește de firea pământească. Și folosește ilustrația aceasta a unui soț și o femeie și un soț. Și firea pământească este ilustrată, metaforic, prin bărbatul. Păi, până nu-ți moare bărbatul, nu te poți recăzători. Până nu moare eul, firea noastră pământească, noi nu ne putem căsători cu Hristos. Asta, de fapt, spune Apostolul Pavel, da? Ca noi să fim mireasa lui Hristos, trebuie ca întâi să moară bărbatul care înseamnă firea, egoismul din noi. Și spun cu acesta pentru că nu este în pericol doar fericirea viitoare, mântuirea, ci este în pericol fericirea noastră. Ce stă în fericirea noastră acum și aici? Egoismul. Niciodată n-am timp pentru aia, întotdeauna am timp pentru mine. Zeci de mii de euro cheltui pentru mine, pentru Domnul cât? Trebuie să moară bărbatul
ca noi să, bărbatul sau femeia, da? Depinde, firea noastră, da? Dacă este soră sau frate, astfel încât noi să ne putem căsători. Și firea reprezintă bărbatul care trebuie să moară, da? Acum înțelegem de ce de multe ori ne chinuim să implicăm pe frați. Noi trăim cu bărbatul dinainte, cu dorințele egoiste dinainte, între ghilimele, da? Și la un moment dat trage de noi Hristos, hai după mine, nu, eu mă duc cu El, eu sunt cu El, dacă sunt cu El, normal că e greu să se ducă după Hristos. De aici este chinuiala fraților, mai face pastorul sau da, să supără lumea pe cei din față, prezbiteri, iar ne cere bani, iar face cu, iar ne cheamă la ISIS. De ce nu-i bucuria? Noi suntem căsătoriți. Suntem căsătoriți cu firea noastră, cu egoismul nostru și Hristos, n-avem o plăcere, la un moment dat trebuie să moară ceva în noi ca să avem plăcere să stăm cu El, să ne ducem după El. De aici chinuiala aceasta. Bărbatul nostru își cere drepturile, da? Adică firea noastră. Hristos, mirele nostru, da? Spuneam, ne vrea cu El, ne vrea ca El. Iar noi ne vedem de treaba noastră. Care este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru noi? Hristos face pregătiri de nuntă și la lucrurile acestea mă gândeam zilele astea, săptămâna asta. Face pregătiri de nuntă Domnul Hristos, crede că e gata să vină pe norice lui, da. Noi suntem biserica rămășiței, suntem mireasa și El face pregătiri de nuntă. Și în timp ce face pregătiri de nuntă, știți de ce? În pasajul pe care noi l-am citit la început din Matei 22, îi spune oaspetelui, ce tu ce cauți aici? Știți de ce îi spune lucrul acesta? Tu afară, n-ai ce căuta aici? Pentru că era nunta lui. Pentru că era nunta lui și el venise la nunta lui nepregătit. El venise ca la distracție. A, e vorba de alții, Hristos, rămășița, nu! Omul din parabola din Matei 22 a fost dat afară pentru că era vorba de nunta lui și el trăia cu altul. Trăia cu egoismul lui. Trăia cu bărbatul, soția nu-i murise, între ghilimele, firea nu-i murise. Și el a venit la nunta mielului, că asta este reprezentat acolo, crezând că la bucurie, să bucurie și el acolo. Și Hristos zice, păi e vorba de tine, măi, nunta ta. Hristos acum, și spun lucrul acesta pentru că m-am gândit, care e cea mai mare nevoie a noastră? Să ne trezim la realitate, să ne dăm seama de ce viața noastră e creionată așa și de ce greu trage Hristos de noi. Pentru că în timp ce Hristos face pregătiri de nuntă, noi suntem ocupați cu altcineva sau cu altceva. Da? Și vorba de nunta noastră. Am fost și am rămas surprins de ceea ce s-a întâmplat la o nuntă. Un coleg a fost chemat ca să țină o nuntă în districtul lui, în districtul altui coleg și în momentul în care a intrat mireasa, pastorul zice, a rămas șocat pentru că mireasa avea un vâl pe față. N-am putut, spune el, să-mi desprind privirea din momentul în care mireasa a intrat pe ușă până când a venit în față. Deci mi-era rușine ca păstor, stăteam acolo în față, pentru că sub voal se vedea fața miresei, jumătate din față era desfigurată. Deci am ținut puțin, predica 10 minute, să scurtez totul, la masă am stat lângă tatăl miresei și a întrebat-o ce s-a întâmplat cu ea. Și tatăl a zis, fata mea la 16 ani s-a pocăit, a vrut să-și dedice viața lui Hristos și a venit la biserică, dar eu am bătut-o și am spus, dacă te mai prind că vii la biserică, te bat, te calc în picioare. Și tatăl zice, într-o zi am venit beat acasă, nu mi-am dat seama ce fac, m-am trezit dimineața încălțat în bocanci, în pat, m-a sculat o vecină, nenorocitule, ce ai făcut? Ce am făcut? Și se băga fata în spital. Zice, și mi-a povestit ce am făcut fetei. Am jucat în picioare cu bocancii, beat, mort cum eram. Zice, m-am dus la spital să vizitez. La spital nu m-au lăsat să intru când a aflat cine sunt. A, și o fată aici, la terapie intensivă. O sări, zice, o stăpără pe mine, asistentele. Norocitule, ce-i cu fetei tale? Nu m-au lăsat, zice, am dormit pe hol o noapte, o zi și o noapte am stat acolo și a doua zi m-am furișat când nu m-a văzut nimeni, nu era nimeni pe acolo și m-am dus la fata mea.
avea capul bandajat, îi se mai vedea un ochi și gura și am întrebat-o, ce faci? Zice, nu am știut ce am făcut, nu mi-am dat seama. La care fata zice, și nicio problemă, tată. Știi cât m-a rugat pentru scena asta? De la 16 ani, când i-a venit la biserică, se ruga pentru tatăl ei să-i atingă Dumnezeu inima. Și tatăl cu lacrimi în ochi zice, m-a iertat, cum să nu, tată, te-am iertat de mult. Și mă bucur că Dumnezeu ți-a înmuiat inima și că îți pare rău și că acum ești treaz, că nu mai bei. Și povestea pastorului la nuntă, uite, asta s-a întâmplat, de-aia este desfigurată, eu am desfigurat-o. Și spuneam așa, tată, cine o să te mai ia pe tine? Zice, până astăzi, când zice, bucuria mi-a fost deplină când am văzut-o, mări, tată. La care pastorul, cu mintea, satana bățu prin garsă, zgândere firescu din mintea pastorului, zice, dar nunta a organizat-o băiatul, nu? Gândindu-se că fata pentru bani. Că nu, zice, dar dumneavoastră, tatăl. Tatăl fetei ați plătit și ați organizat totul. La care tatăl zice, gândindu-se că băiatul frumos a venit după bani pentru fată, nu? Și tatăl zice, da, de unde mirele a plătit totul? Și pastorul zice, mi s-a făcut rușine că am pus întrebarea. Lăsă să înțeleagă că băiatul din interes a luat fata. Zice, de unde mirele a plătit totul? Și când a zis, zice, uitați-vă, era mirele într-o parte, printre mese, mireasa în altă parte, zice, uitați-vă la el, cum se uită după ea, îi se scurg ochii. Și pastorul zice, mi s-a făcut rușine când am auzit treaba asta. Suntem în momentul în care Hristos pregătește nunta și este asemenea acestui băiat din ilustrația aceasta, pregătește nunta și e nunta ta și este nunta mea. Și când va fi gata, va zice, hai la masă. Atunci și la momentul respectiv, când se va închide harul, va trebui ca bărbatul tău să-ți fi murit, firea ta să-ți fi murit, astfel încât să te poți căsători cu Hristos. Pentru că noi, mireasa, noi ca biserică, suntem și mireasa și nunta, și la nunta aceasta, da? Domnul să ne ajute ca să nu uităm că de fapt e vorba de nunta noastră la mijloc. Miza e fericirea noastră acum și în viitor, dacă noi lăsăm egoismul deoparte, euul acesta care ne sâcâie și ne face nefericiți, tragem totul pe turta noastră. Asta vom realiza că asta este singurul lucru, acesta e singurul lucru care stă în calea nefericirii noastre. Și când Hristos va veni, vom fi gata pentru a ne lua sus. Sunt persoane care zic, dar de ce să fac pasul botezului? De ce să iau niște lucruri în serios? Pentru că e vorba de nunta ta. Hristos face pregătiri în cer și face pregătiri în inima ta și tu spui, El pregătește, eu de ce să-mi pregătesc și eu rochia de mireasă? De ce să fac treaba asta? Pentru că e vorba de nunta ta. Domnul să ne ajute să luăm în serios ce face Hristos sus și ce vrea să facă în inima noastră, să ne scape de ceea ce îl încurcă ca unirea să fie deplină. Domnul să ne dea înțelepciune și putere să stăm cu totul de partea Lui și niciodată egoismul din noi să nu mai înflorească. Amin. Mulțumim fratelui pastor pentru îndemnul și pentru cuvânt.